Brașov, Onești, Bacău. Știți cum mă cheamă? Ca toți cei care folosim drumul ăsta, știm cât de rău este și tot așa de bine știm că nu s-au mai făcut lucrări de multă vreme. Și din momentul în care am ajuns consilier județean, mi-am zis că am o anumită responsabilitate în a rezolva problema asta a drumului. Am început o corespondență cu CNADR-ul, care este administratorul drumurilor naționale, după cum știți. Din corespondența cu Compania Națională de Autostrăzi, Drumuri și Drumuri Naționale, asta înseamnă CNADR-ul, am aflat că există un studiu de fezabilitate întocmit în anul 2008, probabil dintre dumneavoastră cei care chiar aveți casele de-a lungul drumului, pe marginea drumului, știți că au trecut cu măsurători la un moment dat, în 2007-2006, când pregăteau acest studiu de fezabilitate. El a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern în 2009, după care a stagnat. Era valoarea de atunci, era undeva la 790 și ceva de milioane de lei, adică aproximativ 178 de milioane de euro. Odată de răspunsul celor de la CNADR, știam că există valoarea stabilită, știam că există studiul de fezabilitate, nu exista finanțare. Odată cu master planul general pentru transportul, disputat, plimbat între guvern, Parlament și alte instituții ale statului, a intrat într-un cont de umbră această modernizare a drumului național DN11 și prin finalizarea master planului am aflat tot oficial de la CNADR că nu mai este o prioritate modernizarea acestui drum. Dar în același timp, în master plan, autostrada care ar fi trebuit să suplinească drumul Brașov-Onești-Bacău era abia pe poziția a 10-a, fără studiu de fezabilitate, fără nimic. În condițiile în care se abotează construcția unei autostrăzi fără a avea studiu de fezabilitate, termenul cel mai optimist pentru realizarea unei astfel de proiect este cam de 10 ani. Și atunci mi-am zis, domnule, chiar dacă s-ar face autostradă, deși este o dispută aici pentru Moldova, cei de la Iași vor o autostradă până Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași, Ungheni și apoi cu continuare spre Chișinău. Și din punctul ăsta de vedere au un anumit avantaj, așa zic, strategic. Noi vrem autostrada pe aici. Mi-am zis că cel puțin 15 ani va dura până când vom avea autostradă. Și atunci am început această campanie de lobby. Ea are trei componente, să zic așa, după cei cărora mă adresez și de la care solicit sprijinul. Are o componentă cetățenească, care a fost prima lansată prin postarea acestei petiții pe un site specializat, petițiionline.com. Și acolo adun semnături de la cetățeni. Ea nu are valoare juridică, această petiție semnată de cetățeni, pentru că acolo cetățenii nu se angajează pentru o semnătură holografă, ci el prin a-și afirma adeziunea pe un, prin intermediul adresei de mail, se înscrie ca și susținător. O a doua componentă este aceea, să zic așa, administrativ-politică, prin care mă adresez tuturor unităților administrativ-teritoriale care sunt de-a lungul drumului sau adiacent drumului și a căror activitate este influențată de calitatea
acestui drum și cer sprijinul reprezentanților comunității, cum este și cazul dumneavoastră. Și aici reprezentați mii de cetățeni în numele lor, dacă sunteți de acord, semnați și solicităm modernizarea. Și o a treia categorie de susținători sunt asociațiile profesionale, patronale, de pe lângă Camera de Comerț. Acolo mă adresez Uniunii, Asociației Transportatorilor, Asociației Operatorilor din Turism, a celor care lucrează în agricultură, în comerț. Toți sunt influențați de calitatea drumului. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră cât de care este așa, de, interdependența dintre calitatea infrastructurii și activitatea economică. Cu cât este mai bun un drum, o infrastructură, cu atât și activitatea economică este, se desfășoară mai eficient și este mai înfloritoare. Așa, ca să vedeți cam cât suntem noi de neputincioși. Gândiți-vă că romanii, când au cucerit Dacia, în 10 ani au construit 4.000 de kilometri de drumuri. Romanii. Deci un ritm de 400 de kilometri pe an, așa. Și au construit chiar un drum imperial, care ar fi similar unui autostrăzi de astăzi, de 500 de kilometri, de la Dunăre până la cetatea Porolisum, nu până în Sălaj la Porolisum, 500 de kilometri în 2 ani. Iar noi acum, vedeți, 25 de ani, abia adunăm câteva sute de kilometri. Tehnologia asta. Da. Acum, apoi după ce termin toate aceste trei, obțin sprijinul acestor trei categorii, așa, de actori, să zicem, apoi mă adresez primului ministru cu dorința de a fi trecut în primul buget de anul care vine. Deci în bugetul pe 2017 să fie prins această modernizare. În mod simbolic, campania am început-o în prima zi după ce a fost votat bugetul. Deci pe data de 15 decembrie a fost votat bugetul pe 2016, iar eu pe data de 16 decembrie am organizat o convenție de presă și am lansat această campanie de lobby. Am susținerea tuturor, ar fi de mirare să nu fie susțineri. Sunt de necesitatea acestei modernizări, toți sunt convinși. Dacă nu am prea multe semnături, se datorează lipsei de încredere că demersul meu se poate bucura de succes. Dar, știți cum se spune, dacă riști, s-ar putea să pierzi. Dacă nu riști, nu câștigi nimic, în mod sigur. Nu știu dacă ați luat cunoștință de textul petiției. Eu, oricum, îmi fac datoria să vă o citesc. După aceea, înțeleg că semnăturile deja s-au obținut și pentru asta vă mulțumesc. După aceea, o să vă las să vă desfășurați de asta ședința. Mi-a face mare plăcere dacă, după terminarea petiției, mi-ați mai adresa întrebări, nu numai despre legate de drumul național, și de activitatea din Consiliul Județean. Probabil o să vă întrebați dacă o să vedeți despre noi, despre apă, că astea sunt serviciile care cadă responsabilitatea Consiliului Județean. Acum dați-mi voie să vă citesc petiția și apoi mai discutăm. Deci, petiția se numește cele modernizate a drumului național DN11 E574, pentru că este aristatul și de drum european, așa, Brașov-Onești-Bacău. Destinatar primul ministru al Guvernului României, fără a-l personaliza, pentru că nu știm cine va fi prim-ministru când ajungem noi cu petiția acolo. Domnule prim-ministru al Guvernului României, ne adresăm în numele a sute de mii de băcăoani și a milioane de oameni, de români, scuze, bun ochelare, totuși. Mai vedem ce arată bine. Și a milioane de români, a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau E574, pentru că are și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău pe traseul Brașov-Gonești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național DN11 este una dintre principalele rute de legătură dintre Moldova și Transilvania,
fie parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3.500 până la 8.000 de autovehicule, iar de anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16.000. Între intersecția cu Sfântul Gheorghe și Brașov, se ating cifre de toate de ordine 16.000 de autovehicule pe zi. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de Vest, autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile Transilvane sau mănăstirile din nordul Moldovei, autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene îi determină să folosească acest drum, au parte de experiențe din cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vărurit, parapet scăzut sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termene de exploatare expirate, iată elementele definitorii pentru întreg traseul, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Apropo de asta, am descoperit monumentul sfidării CNA DNR-ului. Acele camere de supraveghere a rovinetei care sunt la Sândureni. Este culmea așa a disprețului față de conducătorii auto. Pe porțiunea care este chiar cea mai proastă, ăștia au pus camere doar de vedere să vadă dacă și-au plătit rovineta utilizatorii drumului. Starea precară a acestui drum solicită autovehicule și șoferii, punând în pericol viața pasagerilor, intervențiile curente ale drumurilor nereușind să-l facă circulabil nici măcar din primăvară până în toamnă. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național de N11, drum care nu a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standarde actuale, adică modernizare. Modernizarea de N11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii atât în economia comunităților pe care străbate, cât și a întregii Moldove. Știm că există un studiu de fezabilitate, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâre de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările dirigătorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicațiilor rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui veac de la Marea Unire. Noi, ca băcăoani și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include în masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăoani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă, demnă de secolul 21. Asta este petiția. Ce vreau să vă mai spun? Ce înseamnă modernizarea? Înseamnă a-l face așa cum este drumul între București și Iași, care trece prin Alșut. Ce înseamnă să mai adauge în lateral, că a costat bine de către 1,5 metri într-o parte și în altă, deci o lărgire cu 3 metri, înseamnă să-i crească capacitatea portantă ca să poată circula, să asigură un trafic greu, adică multe mașini și cu un tonaj sporit, înseamnă rigole care să colecteze apa, deci a dus la un standard care să, pentru 15-20 de ani să-l facă funcțional și să ne servească circulației, accesibilității către Europa și Europei către noi. Nu știu ce aș putea să vă mai spun, dacă dumneavoastră aveți întrebări. Așa, deci rugămintea este, am văzut că ați semnat. Vă mulțumesc pentru semnăturile care ați depus în numele locuitorilor comuni. Dacă sunteți convinși, vă rog să o faceți și ca persoane, ca cetățeni, pe site-ul petiționai.com. De fapt, pe Google dați o căutare, cere modernizare de 19 și vă duce direct acolo. Mulțumesc frumos, domnul consilier. Și eu vă mulțumesc că ați avut răbdare. Sunt convins că fiecare dintre noi și-ar dori că inițiativa dumneavoastră să aibă să o știe cuvântări. E posibil să avem și rezultate bune, eu știu. De obicei, sunt optimist, așa, în... Nu știu. Pentru că ce am văzut că ciobanii au avut succes.
când au mâine. Deci n-am avea și noi, vă dați seama că reprezentăm sute de mii. Ar fi bine să le dăm măcar o alternativă la, la CNR, să le spună, domnule, dacă nu vreți să modernizați, oricum situația e destul de precară a drumului, se interzice transportul cu materiale grele, adică tonajul. Și atunci o variantă, mai prelungim rău, dar mai puțin nou. Mai este ar putea fi o variantă care o să vadă cam cât de valoros e traseul ăsta. Leagă toată Moldova, nu? Noi acolo e prea simplificat, adică doar Brașov, Bacău. Dar dincolo de Bacău e Vaslui, e Iași, e... care și aia beneficiază pe traseul ăsta de același. Da. Deci atunci se interzică și să nu mai treacă mașini mai mari de 10 tone pe traseul ăsta. De la Bacău la Iași, auto. Mai acceptăm așa cum... De la Bacău la Iași este bunzul. Da, dar și cei care merg la Iași, asta vreau să spun, cei care merg din Brașov spre Iași, trecând pe traseul ăsta, au și ei același beneficiu. Deci absolut, deci nu, nu, doar pentru, nu se referă doar la bacăuani. Că nu, a spus și moldoveni, a spus și moldoveni și români. Absolut. Toți cei din zona Moldova, ca să frecventează treaba. Tocmai după o întâlnire din țasta de a regăsesc util de întâlnirile, pentru că altminteri aș putea să ne trimit la primar petiția, uite că obține semnăturile primarul și am rezolvat treaba. Dar tocmai după întâlnire ca cea de astăzi cu dumneavoastră, am căpătat idei, sugestii. La Oituș, de exemplu, mi-au sugerat să prezint petiția și la Consiliul Județean Covasna și la Brașov. Și am găsit un consilier liberal care m-a preluat ideea, o citește în plenul Consiliului Județean Covasna. Acum sunt în curs de a căuta pe cineva de la Brașov. Mâine, la centru de afaceri, este o întâlnire organizată de un ONG din Iași și are și o dezbatere legată de problemele comunității și se discută și această petiție. Deci vor avea posibilitatea și ieșenii să o susțină. De altfel, semnături, să știți că am obținut inclusiv din Noua Zeelandă. Nu vin cei din Noua Zeelandă să circule pe aici, dar sunt de ai noștri plecați din Onești, din zonele aici, din comunele jur Onești. Cei care din Ardeal își doresc să viziteze Bucovina, clar sunt interesanți. Fără discuții. Da, și invers, cei care de aici vor să meargă spre zona turistică a Ardealului. Iar legat de sugestia noastră de a opri circulația, să știți că mai, greu. Deci chiar mai există un... Mai există un gen de acțiune, tot plecând de la prevederile legale, cineva, pentru că este în responsabilitatea poliției rutiere să amendeze pe administratorul drumului care nu acoperă, nu repare gropile, deci se face această solicitare către poliția rutieră și poliția rutieră trebuie să dea amendă administratorului până când repară. Eu n-am văzut niciun proces de bază. România fără gropi, se numește, vă găsiți pe internet, o să vedeți. Sunt care au reușit să-și repare drumul în felul ăsta. Poți unde drum. Au dat amendă administratorului drumului, cum ar trebui, de exemplu, la Onești, de amendă administratorilor pentru drumul de la Redeana până în Onești, care știți cum este. Ar trebui poliția să-i amendeze zi de zi până când repară drumul. Pentru că este în administrarea primăriei Onești. Da. Vă mulțumim încă o dată dacă sunt întrebări pentru domnul Cezar, legat și de alte probleme. Și de alte probleme, corect. Spunea ceva de gunoi de apă, domnul... Da. Situație mai delicată la noi, ca și la Unești și ca multe alte comune din județul Bacău, vis-a-vis de și strângerea gunoaielor și a deșeurilor menajerii. Nu știm unde să ajungem, o să vedem. Nici nu discutăm acum, că bănuiesc că fiecare dintre noi știm discuții importante și în alte consilii. Nu știu, încerc că azi am de la Agenția de Mediu cu 10 minute. Aștept că am găsit un pic de înțelegere să ne reînnoiască, măcar pe o perioadă, nu știu, prea scurt, un an de zile, am văzut, la o casă de mediu, ca să putem duce în continuare cu serviciul nostru, care e mai ieftin pentru noi, către Europa, adică pe celula numărul 1. Rămâne de văzut dacă se înțelege la putea la garda de mediu, pentru că ar dura în jur de 45 zile până când obțin autorizația. Deja avem 30 zile când n-am strâns deloc gunoi în comună și o problemă destul de... Dar transportul cum îl faceți când aveți mașina de autorizație? Am avut luat prin fondul FAR în 2007, mașină luată nouă, n-am intrat în procedura
cea de ianuarie 2016 cu cei 63 de comune, da, pentru că aveam serviciul nostru, da, cu ADIS-ul, suntem membri ADIS. Cotizăm. Cotizăm. Da. Cotizăm. Important e asta. Dar nu e o cotizație mare, da, câteva mici. Da, da. E de bun simț. 25.000. E destul de mare. Da, ne propun și la de județul... 100 de lei la ADIP. La ADIP, da. 2.500 la ADIP 100. Și la ADIP se 2.500 de lei, 25 de milioane vechi. Da, e foarte mare. Dar știu că aici aduce... Zonul de mașină de gunoi, practic, nu ajunge și atunci încercăm alte variante de a colecta de acolo. Cu bulto, cu tractură, cu nu știu ce. Da, dacă aveți nevoastră alte întrebări, dacă nu, vă mulțumim frumos, domnul Cezar. Eu vă mulțumesc tare mult și sper să... Da, Dumnezeu, să aveți succes și noi și dumneavoastră. Succesul, dacă este, beneficiem toți de el. Haideți să trecem la treburile noastre, care sunt la fel de importante. Să numim un președinte de ședință, pentru că cea de toată trecută și-o termină mandatul. Propuneți dumneavoastră. Domnul Dorina. Domnul președinte, să ia din partea dumneavoastră dacă sunt vis-a-vis de procesul verbal al ședinței ordinare din 29 ianuarie, să-l spuneți aprobării Consiliului Local. Da, declar că este ședința deschidere și supunem aprobării procesul verbal din 29 ianuarie. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Înainte, vreau să vă aduc la cunoștință că pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre și înainte de a începe la deliberare, să vă aduc la cunoștință articolul 46 din legea 215. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor Consiliului Local. Un consilier local care personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude, până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului Local. Hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea dispoziției alineatului 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ, acțiunea poate fi introdusă de orice persoană. Vă dau cuvântul să citiți ordinea de zi. Da. Ordinea de zi, în 25.02.2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2015, inițiatorul viceprimarul Comunei Ilegiu. Punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2016, inițiatorul viceprimarul Comunei Ilegiu. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii de transport personal didactic pentru luna decembrie 2015 și ianuarie 2016, inițiatorul viceprimarul Comunei Ilegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP, inițiator viceprimarul Comunei Ilegiu. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii planului de amenajament pastoral pentru izlazul comunei aflat în domeniul privat al Comunei Ilegiu, inițiator viceprimarul Comunei Ilegiu. Punctul 6 diverse, pentru că domnul Cezar. Diverse. Supun la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, unanimitate. Trecem la primul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuții bugetare pentru anul 2015. Comisia, ce spune cuvântul? Comisia. Probleme sunt în... Deci, domnul contabil, despre ce situație? Amănunt. Da. Deci, bugetul Comunii Ilegiu pe anul 2015 a fost executat în conformitate cu prevederile legii 186 din 30.12.2014, legea bugetului de stat pe anul 2015 și a legii 273.2006 privind finanțele publice locale. Execuția bugetului local s-a realizat pe două surse de finanțare, și anume sursa A, integral de la buget, și sursa E, integral din merituri proprii. Sursa A, integral de la buget, cuprinde la venituri suma de 7.793.098 lei, și la partea de cheltuieli, suma de 8.174.585 lei, cu un deficit de 381.487 lei. Sintetic, execuția bugetară la finele anului 2015, sursa A, finanțare integrată la buget, prezintă următoarea structură. La venituri.
avem venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri, 838.000 lei, 800.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 789,84 mii lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 4.574,56 mii lei. Subvenții primite de la bugetul de stat și alte bugete, 1.590,68 mii lei. Totalizând cheltuieli de 8.174,58 mii lei. Iar la cheltuieli, avem cheltuielile de personal de 3.532,29 mii lei, bunuri și servicii 987,11 mii lei, transferul între unități ale administrației publice 43,67 mii lei, alte transferuri 10 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1.887,57 mii lei, asistența socială 390,72 mii lei, și cheltuieli de capital 1.323,22 mii lei. Rezultă un deficit de 381,5 mii lei pe care a fost, acoperit din excedentul anului precedent. Dacă sunt da, asta mai e sursa E, venituri integral din venituri proprii și aici am avut venituri de 600.320 lei. Și cheltuieli de 127.482 lei, cu un excedent de 472.838 lei. Sintetic s-ar prezenta astfel. Subvenții primite de la alte bugete, suma de 500.000 lei, este vorba de bani prinși de școală pentru refacerea acoperișului la școală, și încasări din rambursare din excedentul anului precedent de 100.000,32. Iar ca și cheltuieli am avut pe bunuri și servicii 91,48 mii lei și cheltuieli de capital 36 de mii lei. Aici avem un excedent de 472,84 mii lei. Acesta este... Da. Dacă avem discuții, m-a dat la comisie tot și pe acest proiect. Acest este favorabil. Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2016. Apar ceva modificări? Da, apar ceva modificări. Am avut cereri suplimentare pentru ajutoarele de încălzire și am primit bani în trezorerie pentru care am solicitat, să solicităm rectificarea bugetului cu suma de 3,4 mii lei. Și totodată am adresa 656 din 19.02.2016 de la Administratorul Județean a Finanțelor Publice, prin care mi-a fost repartizat TVA conform legii 248/2015 pentru stimularea participării la învățământul preșcolar al copiilor provenind din familii defavorizate. Iar aici mi s-a alocat suma de 26.000 lei. 26 de mii lei. Solicităm rectificarea bugetului cu 29,4 mii lei. Sunt cei 26 de mii plus 3,4 pentru ajutarele de încălzire. Aici vorba de cei care au depus mai târziu cereri pentru... Da, au depus. Și cei cu fondurile de... Poate care i-a și de sale vor primi copiii cu venituri mici. Capitolul 68, prevenirea excluziei. Se dau tichete. Tichete nu se poate pe la moșățică. Sunt norme clare, precise, de ce beneficiază. Avizul comisiei este iarăși favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținem. Mulțumim. Trecem la subiectul, la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii de transport personal didactic pentru luna decembrie 2015 și ianuarie 2016. Da. E un obicei care e bine că îl menținem, dar tot când e putință, da, e un lucru rău să investim în învățământ, sunt unul din obiectivele fundamentale ale societății, nu? Învățământul.
Și dacă îl putem face? În bugetul școlii este cuprinsă suma de 15.000 lei pentru trimestrul 1 pentru acordarea, pentru decotarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. Ei au făcut două solicitări, solicitarea 394 din 18-a și solicitarea 995 din 5-a 2-a 2016, unde ne solicită pentru luna decembrie suma de 3.188 lei și pentru luna ianuarie suma de 3.632 lei, totalizând 6.820 lei. Având credite aprobate de 15.000 lei, care se încadrează cu această sumă de acordarea. Dacă avem comentarii, amendamente, spuneți, stați. Nu, e foarte bine că se poate... Supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă. Abține. Nu sunt. Asemenea. Trecem la proiectul numărul 4, proiectul de primul privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP. Este vorba de o sumă, mai înainte am avut discuția. 100 de lei pe an. Bine că suntem membri acolo. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă. Abține. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii planului de amenajament pastoral pentru izlazul comunei aflat în domeniul privat al comunei Elegiu. Aici, doamna secretară, o să... Există o ordonanță a guvernului 34/2013, care a primit norme metodologice de aplicare prin hotărârea guvernului 78/2015. Care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale întocmirea amenajamentului pastoral, care va cuprinde, printre altele, actele care stau la baza proprietății, schița pajiștii și a planului cadastral, determinarea suprafeței pajiștii, prezentarea denumirii suprafețelor, vecinătăților, hotarelor, calitatea pajiștii, calitatea solului, încărcătura de animale pe hectar, locurile de adăpost și pentru oameni și animale, împărțirea pajiștii pe unități de exploatare și terare. Pentru aceasta este necesară întocmirea planului parcelar de unitate specializată. Pajiștile comunii sunt de 261 de hectare, iar suma preconizată, aici văd 50.000 de lei. Da. Suma preconizată. Ideea este că noi avem concesiuni pe, până în anul 2020 pe aceste pajiști. Nu-i bătăți. Poftim? Nu sunt bătăți. Pe care sunt? Pe care sunt, da. Pe care, contractul pe care sunt și se încasează anual la bugetul local cam 240.000 de lei. În ideea în care dacă aceste amenajamente nu sunt întocmite, cei care avem contracte nu se vor mai primi subvențiile de la APIA. Și în speță vor... Și în speță vor rezilia contractele și vom pierde niște bani pe care noi ne-am fi încasat de la agricultorii noștri. Din discuții purtate cu două firme de cadastru care ar urma să facă măsurători cadastrale, cu celelalte comune din zonă care deja au început procedura, suma ar fi undeva în jurul valorii de 100 de lei pe hectar. Deci 261 de hectare, în jur de 26.000 de lei. Ceea ce înseamnă măsurătoare cadastrală. Nu știu dacă e mult sau puțin. Având în vedere că este un teren global, totuși de cât, e cât că e mult. E mult, dar e comasat de cont. Corect. Deci nu știu dacă e mult sau nu. Bine, nu, mai se face... Nu, face cerere de ofertă... De 100 de hectare, bine, da. Nu faci un parcelat. Sunt convins că cei care vor veni la pentru altă judecare vor veni cu sume apropiate de valoarea asta. Nu își permit să vină cu valori mai mult mai mici decât fac în celelalte comune. La Livei sunt Dudeni, de Bărsănești, 100 de lei hectarul pentru planul parcelat și pentru măsurători de cadastru. Nu știu dacă e mult. Mie nu se pare foarte mult, ținând cont că sunt 260 de hectare totuși, adică da, nu e 20 de hectare. Noi ca instituție primăria să investim acum 500 de milioane pentru doar niște timp, mă rog, atât este ceea ce investim. Ne obligă legea să facem. Deci eu, da. Eu și condiții acelui care beneficiază de subvenții.
Și noi nu ne permitem să realizăm un contract cu astăzi, cu cei care au în întreținere și în... Noi facem o clauză cu ei, să și ei un 34 de mii. Știi, 1.000.000 de hectare, dar e cum așa, trebuie negociat cu ăla. Dar nu vă dați seama că o să fie o negociere și nu vor fi banii aruncați pentru că... Negociere, atunci facem o negociere, nu se participe, nu? Noi încă nici n-am demarat procedura de achiziție. În contrație participare la plată? Și poate să gândește și el, că de acolo... Nu cred că au un interes, atât timp cât legea ne obligă pe noi să facem lucrul ăsta, iar el, chiar dacă pierde și el, vom pierde și noi, întrucât rezilierea contractului înseamnă pierderea cotizată, taxe pe care el o protege de ele. Am intrat la contracte, e treaba de... Și rămânem cu... De cât îți ia la pe hectar, mă, nu știu de nimic. Poate lasă la 80. Aici trebuie negocierea. Schița ca de-asta. Nu am negociat cu firmele. Asta am spus tarife care sunt în comunele din zonă. Noi nu am negociat, dar am avut o discuție prealabilă cu domnul Căiuțeanu și cu încă ceva de la Top Posesă, nu știu de unde. De la Moinești. Poate cu ocazia să se dă și oamenii. Plus că noi vom avea de făcut și vom începe, începând de anul ăsta, măsurători cadastrale, inclusiv de intravilan, pentru aprobarea unui nou punct care îi va inspira într-un termen relativ scurt, nu știu când. Și vom fi obligați să negociem cât mai mărunțit contracte. Era mai fericit dacă ne prindea în perioada aia când veneau măsurătorii. Subvenționate și atunci era ca... Da, n-au fost. Nu, așa o să propun, poți să fie. Da, când o să fie, nu știu. Se discută de mult, dar... Nivel național. Până atunci, o să trebuie să le tablăm noi toate, pentru că... Ca și părere personală, dacă tot se va executa lucrarea, bine ar fi măgie și să fie prezenți, pentru că după aia, vă dați seama, o să avem și probleme de genul. Domnule, nu era mutat aici, era dincolo și... Aia e problemă. Deci, sincer, ăsta e un... Da, e o propunere mea. Sigur vor fi, pentru că în momentul în care vă facem lucrurile, mai este perioada de primăvară, acum toți sunt pe câmp. Dar trebuie să anunțați să fie prezență în zona. Vreau să sincer. După aia o să avem ea în proces. Exact, nu intră la oameni, oamenii intră. Exact asta vreau să spun. Nu o să știu. Nu, 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 exact. Eu îi cunosc. Și de ce să nu tratăm problema la fața lor, să o tratăm după aia prin instanță? Dacă ne dorim să facem un lucru bună, pentru primărie. Corect. Lasă ideile locul lor cu oameni. Cea mai bună dată. Bun, atunci să pun vot proiectul, cine este pentru, împotriva, abține, mulțumim. Și ultimul proiect, diverse. Ce mi se scrie la cuvânt? No. Nu, am eu o problemă. Da? Doamna... Este vorba de drumul care coboară în Munten, la Paula, acolo. E dezastru, mă nu se mai poate coboră cu mașina deloc, deloc, deloc. La spălat apa sau nu știu ce s-a întâmplat. Și mai era o problemă tot în Munteni, vor să capteze apa din deal. Și m-am întrebat oamenii de acolo dacă e deja să spun tocmească un tabel. Din deal de unde? De la Pelin. E un surplus de apă acolo și nu, da, nu ajunge. Am avut o discuție cu cineva din Munteni, când a venit problema asta și am spus că o să găsească înțelegere la noi și ajutor acolo, atât că putem. E domeniul privat acolo unui public, îi iau o captare, făcută undeva, nu știu, de mai înainte. Unde o Ceaușescu? De Ceaușescu, da. Nu știu. O să trebuia să mergem acolo. I-am transmis celui care a venit la mine să ne întâlnim într-una din zile, răspund și voi merge să discutăm. Până nu mergem în fața lucrurilor, discuția are rost, pentru că eu am fost acolo, știu că sunt două captări, dar amândouă sunt private, trebuie acordul celuilalt, nici nu știu, perioada asta care e de secetă și am văzut că și izvoarele noastre la Drăgurești și la Hidegeu sunt foarte, foarte scăzute, nu cred că ar fi supraplin acum la Pelin acolo, n-am fost de curând. Dar e bine și inclusiv socul tău și cine mai pe acolo din zonă, să vină într-o zi sau să mă anunțe că o să vin eu acolo și să mergem împreună să vedem exact cum stau lucrurile. Domnul comisar Stanciu mi-a transmis. Da, da. Știu ce este acolo. Legat de partea cu drumul de acolo din zona Paula, o să începem în primăvara asta, cred că este una care vine o campanie de repetruire a străzilor, a poliților din comună, dar atât că se poate, pentru că din Taslău nu putem lua, pentru că e destul de scump de la direcția apelor române și balastul e foarte pământos și
am văzut cu ani în urmă că îi punem degeaba la prima ploaie să transformă în măr. O să încerc la fel ca așa am trecut să iau câteva mașini, nu știu, 20-30 de mașini de la, da, de la Miust. Am văzut și ne-am fost, când mutirea am pus o mașină, da, două să păstra bine, pe aici, pe la Donată Nase, la fel am pus să păstra bine și să iau două, trei mașini de la de refuziciuri sau cum se numește, 16-32. Da. Încerc să mai punem acolo unde se poate. Cei mai mulți bani îi canalizăm către finalizarea drumului de la Drăgugești, în prima parte a anului, deci dorim să finalizăm și până în august, septembrie, să fie gata și... Tot am ajuns la Drăgugești și eu mă potunez, niciun... să încercăm să demarăm lucrarea acolo cu podul ăla. Săptămâna trecută era o căruță acolo. Cum reușit să o agățam pe fiecare într-o seară. Am înțeles că au venit la servici, la lucru început. Deci, de care podul. Ieri, drumul exact. Chiar de iubalul meu. Au venit de ieri. Domnul inginer ieri, cel care răspunde lucrarea, și a pus la telefon ieri. Nu a pus să ajungă în zonă, că azi era București, nu știu, problemă personală. L-am rugat și omul a spus că dacă timpul îi va permite și cât timpul timpul îi destul ajută, de ajută, pare că dată îi dezavantajează. Cât să aibă un ritm de muncă mai alert și să o finalizăm cât de cât. Măcar cu după aia ați fac cu primul meu. Da, și cu alertul. Am acest noi spancă stărâmat, deteriorat, greu stros. Nu am mai zis. Da, cheltuiam. De pe s-au dus. Nu, nu. 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 Nu, nu.